Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Simona Ștefănescu și vă prezint știrile Absolut TV. Iată care sunt, pentru început, titlurile acestei ediții. În următorii 2 ani, uzinele Dacia vor renunța la o parte dintre angajați. Locul lor va fi luat de roboți industriali. Un incendiu de proporții a mistuit noaptea trecută societatea comercială Radixstar. Fabrica de mezeluri a ars din temelii. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a avocatei Filoftia Folescu de la Baroul Argeș pentru trafic de influență. Narcis Sofianu, candidatul PNL Argeș la primăria Pitești, crede că bătălia pentru funcția de primar al municipiului se va da în 2016 între candidații PNL și cei PSD. La Pitești, orășelul copiilor va fi amenajat pe platoul din zona stadionului Strand. Amănunte despre toate acestea și nu numai în știrile Absolut TV. În uzinele Dacia s-au produs transformări vizibile în fiecare departament, fie că vorbim despre presaj, caroserie, vopsitorie sau montaj. Se așteaptă ca în următorii 2 ani uzinele Dacia să renunțe la o parte dintre angajați. Locul lor va fi luat de roboți industriali. De-a lungul timpului, uzinele Dacia au investit în buna funcționare a platformei industriale de la Mioveni, iar sumele se ridicau în 2014 la aproape 2 miliarde de euro. Se așteaptă ca în următorii ani uzinele Dacia să renunțe la o parte dintre angajați. Locul lor va fi luat de roboți industriali. Conducerea companiei pregătește deja un pachet de compensații financiare pentru cei care vor accepta să plece voluntar. Angajații care pleacă de bună voie vor primi compensații financiare de aproximativ 60-70 de mii de lei de fiecare persoană. În următorii ani, prin implementarea proiectului despre care vă vorbeam, la caroserie, este clar că numărul de salariați din caroserie va trebui să scadă. Nu se va întâmpla mâine, ci în următorii 2-3 ani și acest lucru va necesita întâi și întâi transferul persoanelor pe platformă. De exemplu, persoane care lucrează la caroserie astăzi vor lucra mâine, probabil la mecanică mâine, pentru că vom avea creștere de capacitate la mecanică. Uzina mecanică va absorbi o parte din angajații de la vehicule, ale căror posturi vor fi înlocuite de roboți. Iar apoi vom continua politica de planuri de plecări voluntare. Schimbările se vor produce pe mai multe linii de producție. Cele mai multe modificări vor avea loc pe linia de caroserii. În prezent, gradul de producție manuală este de 90% și se lucrează pe 3 fluxuri. După acest proces de robotizare, care urmează să dureze câțiva ani, s-ar putea reduce gradul de producție manuală la 2 fluxuri. Conduit un plan de départ volontaire. În 2015 am avut un program de plecări voluntare cu 500 de persoane care au vrut să plece, un plan de plecări voluntare, nu impuse, nu se fac concedieri pur și simplu, ci se dă un adevărat pachet, iar persoanele care au ales să plece cu condițiile pe care le ofeream, au fost majoritatea lor persoane relativ în vârstă, peste 57, 58 sau peste 60 de ani, o categorie sau a doua categorie persoane care aveau probleme de sănătate. Acest lucru ne-a permis de altfel să facem angajări, să angajăm populație mai tânără. Un incendiu de proporții a mistuit noaptea trecută societatea comercială Radixstar. Fabrica de mezeluri a ars din temelii, deși toți pompierii disponibili în zonă au fost mobilizați la intervenție. Lucrătorii din schimbul 3 au fost evacuați, iar 8 dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale. Sute de angajați ar putea rămâne pe drumuri. Este bine că am niște afară, că acolo muream.
Ce mai facem? Erați la serviciu, doamnă? Da, eram singur, trei. Câți oameni erau? Erau mulți, bărți! Angajații celei mai mari fabrici de mezeluri din Argeș s-au speriat cumplit când s-au trezit cu hala în care lucrau plină cu fum. Cei 38 de oameni care munceau în secția respectivă au reușit să se salveze cu fuga, după ce flăcările au cuprins totul. Noi am încercat efectiv să stingem cu stingătoare, dar nu s-a putut, că a bufnit în sus. Și am ieșit. Nu, n-a explodat. Nu, păi nu te... Hai să închizi, că sunt panourile astea de plastic, ăsta imediat să duce. Ce era acolo? Hală sau ce era înăuntru acolo? Hală, doamne, carne. Produsul care e făcută numai de semișul de alea, să-mi seama că dar la colegii s-a întâmplat, cum s-a întâmplat dezastrul în București. Numai semișul ăsta. Pentru stingerea vâlvătăii au fost mobilizate toate echipajele de pompieri care se aflau în zonă. Fabrica de mezeluri de la Ștefănești este realizată din fonduri europene. Unitatea avea chiar și un sistem de pompe în caz de incendiu, numai că tabloul de comandă a ars, iar pompele au devenit astfel imposibil de folosit. Din acest motiv, pompierii și-au realimentat mașinile de la surse aflate la câțiva kilometri distanță. Incendiul a cuprins pereții realizați din panouri de tip sandwich. Flăcările uriașe i-au panicat pe oameni. Când a realizat proporțiile dezastrului, soția patronului a leșinat. Femeia abia a fost dusă pe brațe până la ambulanță. E tot aceeași pe bec care umbla de acolo. Domnul, Haideți, gata. Și nu a fost singura care a avut nevoie de asistență medicală. Alți 7 angajați s-au aflat în aceeași situație. Du-te, maică, de aici, că sunt și urâtă. Lasă-ne, frate. Era multă lume înăuntru, doamnă? Nu e nimeni. Dar nu ne mai poți afla. Angajații și-au dat seama că în interior se aflau zeci de butelii cu azot. Câțiva dintre ei s-au mobilizat rapid pentru a le scoate din flăcări. Mai sunt multe? Da. Mai sunt vreo 20. Mai sunt multe înăuntru? Nu mai sunt. Hai că sunt înăuntru. Intervenția Inspectoratului pentru situații de urgență a fost una extrem de dificilă. Am intervenit cu 11 autospeciale de lucru cu apă și spumă. Intervenția a fost destul de grea, având în vedere faptul că inițial hidranții nu aveau presiune. S-a realizat alimentarea autospecialelor în sistem navetă. Apoi am avut alimentare din hidranți, însă în urma întreruperii energiei electrice presiunea a scăzut. A fost nevoie din nou să alimentăm în navetă. În momentul de față s-a găsit un bazin din interiorul amplasamentului de unde facem alimentarea. De asemenea, o altă cauză pentru care intervenția a fost destul de grea este faptul că în interior se află mult material combustibil. A existat pericol de explozie deoarece se aflau foarte multe butelii cu azot, butelii cu gaz și o suprafață foarte mare pe care s-a manifestat incendiul. Hala pe o suprafață de 7000 de metri pătrați, construită din panouri de tip sandwich. Este o hală ars, partea de producție și partea de abator. Au fost salvate hala de livrare și locul unde se află animalele. ISU Argeș a deschis o anchetă pentru a afla cauza izbucnirii incendiului. Hala întreagă, în suprafață de 7000 de metri pătrați, a ars în totalitate, astfel că firma nu-și mai poate desfășura activitatea. În aceste condiții, cei aproximativ 400 de angajați ai unității ar putea rămâne pe drumuri.
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Pitești, au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând de astăzi, a avocatei Filoftea Folescu de la Baroul Argeș pentru trafic de influență. Din ordonanța întocmită de procurori a rezultat că există date și probe potrivit cărora în cursul lunii martie 2015, inculpata a pretins de la o persoană, martor denunțător, suma totală de 35.000 de lei și a primit prin intermediar ulterior în două tranșe suma de 20.000 de lei. În schimbul celor 20.000 de lei, Filoftea Folescu ar fi lăsat să se creadă că are influența asupra magistraților în cadrul Tribunalului Argeș, învestiți cu judecarea unei cauze civile care îl privea în mod direct pe martorul denunțător. Avocata a promis că va interveni pe lângă aceștia în vederea soluționării favorabile a litigiului, pentru că la data de 27 mai 2015, printr-o decizie civilă, magistrații Tribunalului Argeș au respins cererea de revizuire formulată în dosarul respectiv. Martorul denunțător i-a solicitat inculpat să-i remită suma de bani primită. Deși inițial avocata i-a spus martorului denunțător că nu a mai recuperat banii de la complet, ieri, pe 2 decembrie 2015, i-a remis acestuia din urmă suma de 17.000 de lei, urmând ca diferența de 3.000 de lei să fie restituită pe 15 ianuarie anul viitor. Inculpatei a fost adusă la cunoștință calitatea procesuală, iar joi a fost prezentată curții de apel Pitești cu propunere de arest la domiciliu pentru 30 de zile. Punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de Procedură Penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție, se arată într-un comunicat al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Un șofer din Prahova a trecut prin clipe de coșmar pe un drum din Argeș. Aflat la volanul unei mașini de mare tonaj, încărcată cu 24 de tone de piatră de var, tânărul șofer nu a adaptat viteza corespunzătoare la drum și, într-o curbă de pedalul Stoienești, mastodontul a intrat în balans din cauza încărcăturii și s-a răsturnat. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Traficul în zonă a fost îngreunat, circulându-se ore bune doar pe un singur sens. O mașină de mare tonaj, încărcată până la refuz cu piatră de var, circa 24 de tone, s-a răsturnat la puțin timp după ce a plecat din Câmpulung spre Văleni, Prahova. Șoferul, un tânăr de 25 de ani, nu a mai putut controla mastodontul, care intrase în balans din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum și s-a răsturnat în afara carosabilului. Din fericire, la momentul răsturnării mașinii, dar și a întregii încărcături, nu se mai afla niciun autoturism în apropiere, altfel s-ar fi putut produce un adevărat carnagiu pe șosea. Tânărul șofer, scăpat ca prin minune, chiar dacă se afla în stare de șoc, a avut puterea să sune la serviciul de urgență 112, anunțând accidentul, dar și pe patronul lui. Acesta a refuzat să meargă la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Două echipaje de poliție s-au deplasat la locul accidentului pentru a fluidiza traficul în zonă, acesta derulându-se cu greutate pe un singur sens de mers mai multe ore, până când mastodontul a fost tras de pe șosea și piatra de var înlăturată. Narcis Sofianu, candidatul PNL Argeș la primăria Pitești, crede că bătălia pentru funcția de primar al municipiului se va da în 2016 între candidații PNL și PSD. Orice altă candidatură ar rupe cel mult voturi de la socialdemocrați, este de părere liberalul. Alegerea primarului din primul tur de scrutin avantajează edilii în funcție, susține și liberalul Narcis Sofianu, candidat la primăria municipiului Pitești. Chiar și așa, la Pitești situația este atipică, ținând cont de faptul că actualul primar, Tudor Pendiuc, este trimis în judecată pentru corupție, mai spune liberalul, care consideră că în aceste condiții, în municipiul capitală de județ, bătălia pentru funcția de primar se va da între candidații PSD și PNL. Actuala legislație electorală, aceea cu alegerea primarului din primul tur, și nu e numai punctul meu de vedere, nu vreau să par așa un guru al politicii, nu sunt. Majoritatea celor care se pricep la politică spun că alegerile, mai ales la funcția de primar din primul tur, îi avantajează în general pe cei care au fost în funcție. E adevărat, la Pitești nu cred că va candida domnul Pendiuc. Există însă un trend sau oarecare inerție favorabilă Partidului Social-Democrat.
Ce mi-a dat mie curaj să candidez este că dumnealor nu au un candidat după Pendiuc. A rămas Pendiuc, a fost ca regele soare, a zis, după mine potop. La Pitești eu cred că va fi un vot mai cristalizat. Cred că va fi o luptă reală între candidatul PSD și candidatul PNL. Fiecare cu avantajele și dezavantajele lui. Sofianu consideră că orice altă candidatură nu ar face decât să ia din voturile socialdemocraților. Rămâne de văzut acum care va fi candidatul PSD la primăria Pitești și ce are de gând să facă primarul Tudor Pendiuc, care, deși în mod oficial deține această funcție, până acum nu și-a făcut încă apariția publică. Pe 23 decembrie în Pitești se deschide Orășelul Copiilor și în acest an orășelul va fi amenajat tot pe platoul din zona stadionului Strand. În acest an Orășelul Copiilor va fi deschis în Pitești miercuri 23 decembrie, anunță viceprimarul Cornel Ionică. Orășelul va fi amenajat în zona stadionului Nicolae Dobrin, deși au existat cereri pentru amplasarea lui în parcul Strand sau în centru. Numai că fiind zone reabilitate cu bani europeni, nu se pot amplasa parcuri de distracție care aduc venituri. 5 ani, aici nu se poate deschide nimic ce ar putea aduce profit. Atât la Bowling, unde s-a făcut parcare, cât și în Strand, parc reabilitat, lucrările au fost realizate cu bani europeni. Pe de altă parte, nu amenajăm nici în centru, pentru că nu mai vrem bâlci pe strada mare, a declarat viceprimarul Cornel Constantin Ionică. Orășelul Copiilor va fi deschis până în jurul datei de 7 ianuarie. Primăria nu a stabilit o zi exactă pentru închiderea orășelului, urmând ca în jurul datei precizate să fie închis mai devreme sau mai târziu, în funcție de succesul acestuia, inclusiv din punct de vedere comercial. Inițial, primăria intenționa ca în iarna 2015-2016 să amenajeze nu unul, ci două orășele, unul în centru și un altul în zona stadionului. În cele din urmă, primăria a renunțat la idee și a optat doar pentru a doua variantă. Cam fiecare an, preșcolare din Curtea de Argeș și persoanele defavorizate vor primi de la primărie pachete cadou de Crăciun. Consiliul Local a aprobat alocarea 62.000 de lei pentru achiziția produselor care vor fi date celor mici și celor mari. 62.000 de lei a alocat Consiliul Local pentru cumpărarea de produse care să fie date sub formă de pachete cadou copiilor preșcolari și persoanelor defavorizate din Curtea de Argeș cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Fiecare an, sumele sunt alocate din bugetul local. Acum mergem și exact ca și dăm această hotărâre, că efectiv persoanele care beneficiază de aceste produse și cu amplul sumei împărțită tot beneficiar. Valoarea unui pachet va fi de aproximativ 50 de lei. E vorba de suma de 69.000 de lei pentru achiziționarea de produse alimentare care să fie atribuite în formă de pachete cadou copiilor preșcolari și pachetul destinat adulților va conține ulei, zahăr, făină, mălai, suc natural, cozonac și o tabletă de ciocolată. Copiii vor găsi în pachetelele lor dulciuri și fructe. De realizarea listelor beneficiarilor, de cumpărarea produselor și de distribuirea lor, se va ocupa Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul primăriei. Pentru că unul dintre proiectele cu fonduri europene în curs de implementare la Curtea de Argeș nu va fi terminat la termen, municipalitatea angajează un avocat și dă în judecată firma care face lucrările. Deși instituția are un compartiment juridic, e perfect legal să fie apărată de un avocat, spun juriștii. Miza e mare pentru că municipalitatea trebuie să recupereze o importantă sumă de bani. Consiliul Local Curtea de Argeș a aprobat contractarea unor servicii de asistență și reprezentare juridică a municipiului în cazul unui contract de lucrări, nivelul onorariului plătit casei de avocatură urmând să fie stabilit ulterior. Când avem toate circunstanțele să fie permise că avează în termenul legal de finalizare, lucrurilor era astăzi. Municipalitatea trebuie să facă tot ce stă în putință pentru a recupera banii pe care i-a dat constructorului. Trebuie să depune toate demersurile pentru a executa contractul, anumite clauze de contract în care el este obligat la dat un interes vis-a-vis de prejudicii aduse instituției. Faptul că lucrările nu s-au terminat la timp duce la restituirea banilor primiți de municipalitate până acum pentru plata lucrărilor. Neîndeplinirea obiectivelor din acest proiect duce la
Este vorba despre 5 milioane de lei pe care primăria i-a plătit și pe care va trebui să-i dea înapoi dacă nu câștigă procesul pe care îl va intenta firmei. Ca să câștige procesul și banii, municipalitatea va angaja o casă de avocatură de succes care să o reprezinte în instanță. Motivul pentru care s-a apelat la această metodă este acela că firma care nu a respectat contractul este mare și lucrează cu o celebră casă de avocatură. Proiectul care nu a fost terminat la timp vizează înființarea unui parc fotovoltaic la Curtea de Argeș. Astăzi, proiectul intitulat Valea Superioară a Argeșului Comor din Lada de Zestre a ajuns la final. Locuitorii comunelor Albești, Cicănești, Corbeni, Valea Iașului, Arefu și Valea Danului au asistat pe durata implementării proiectului la numeroase evenimente menite să promoveze tradițiile zonei, iar în următorii 5 ani aceste evenimente trebuie să continue pe cheltuiala administrațiilor locale implicate în acest proiect. Astăzi la Căpățâneni a avut loc conferința de presă de închidere a unui proiect finanțat din fonduri europene. Proiectul Valea Superioară a Argeșului Comor din Lada de Zestre a fost implementat în perioada august 2011-noiembrie 2000. General promovarea identității istorice, culturale, tradiționale și a resurselor naturale specifice spațiului rural delimitat de Valea Superioară a Argeșului. Totul în scopul dezvoltării și consolidării turismului în regiune, dar și creșterii atractivității acestei zone rurale ca destinație turistică. Proiectul a fost implementat de o asociere de comune din zona de nord a Argeșului. Această asociere fac parte comunele din Aval, Valea Danului, Valea Iașului, Albești de Argeș, Cicănești, Corbeni și Arefu. Valea Superioară a Argeșului însumează 58.661 de hectare și o populație de 22.871 de locuitori. Toate aceste localități s-au asociat și au implementat, au luat hotărârea să realizeze acest proiect pentru promovarea identității culturale și a tradițiilor zonei. Comor din Lada de Zestre reprezintă titlul generic al unei serii de evenimente cultural-artistice care au fost organizate pe baza unui concept unitar în fiecare dintre cele 6 comune de pe Valea Superioară a Argeșului. Evenimentele au fost organizate pe durata a 6 săptămâni, fiecare comună având la dispoziție o zi dintr-o săptămână pentru prezentare și au avut rolul de a promova specificul cultural și istoric al localității în scopul creșterii atractivității turistice. Pe spațiul pus la dispoziție de către fiecare administrație locală au fost amplasate 12 căsuțe din lemn executate tradițional, dar și o scenă pe care au evoluat artiști populari. Manifestările din cadrul proiectului trebuie să continue și în următorii 5 ani, pe banii administrațiilor locale ale celor 6 comune implicate. Cei care pătrund pe holurile școlii gimnaziale numărul 1 din Lerești pot admira o serie de lucrări în metaloplastie sau sculptate în lemn. De la portrete de domnitori, scriitori și până la scene din istorie, tablourile încântă prin acuratețea cu care sunt realizate. Lucrările au fost donate în anul 1995 de către un fost elev al școlii, colonelul Virgil Ungureanu. Holurile școlii gimnaziale numărul 1 din Lerești au devenit, începând cu anul 2000, veritabile galerii de artă. Cei care se află aici pot admira portrete de domnitori, scriitori sau scene din cele mai importante evenimente istorice ale românilor. Tablourile lucrate în metaloplastie sau lemn fac parte din colecția colonelului Virgil Ungureanu, fost elev al acestei școli. Lucrările au fost donate școlii în anul 1995 și au fost expuse pe holurile instituției în anul 2000. În cadrul școlii gimnaziale numărul 1 Lerești se află o expoziție de tablouri, tablouri de sculptură pe lemn și de metaloplastie. Ele au fost donate școlii gimnaziale numărul 1 Lerești de către domnul Virgil Ungureanu. Domnul a fost colonel în rezervă și în 1996, pe 17 iunie, a dorit să doneze tablourile pe care dânsul le realizase școlii unde dânsul a făcut primii pași, unde a învățat multe lucruri și era un fel de semn de mulțumire pentru aceste lucruri. Tocmai de aceea am socotit de cuvință ca aceste tablouri să fie expuse pe coridoarele școlii, ca elevii să poată să le vadă și să le aprecieze. Ele prezintă scene importante din istoria neamului, dar și personalități marcante ale literaturii române
Și după cum se poate observa, se păstrează într-o stare deosebită. Tablourile expuse au menirea nu numai de a înfrumuseța interiorul școlii din Lerești, dar sunt și veritabile materiale didactice, din care elevii pot învăța despre istoria și cultura neamului românesc. Echipa de fotbal SCM Pitești nu a avut un parcurs foarte bun în această primă parte a sezonului. Cu toate acestea, principalul finanțator, Primăria Pitești, face eforturi și pentru obținerea brandului FC Argeș, a declarat viceprimarul Cornel Ionică. Municipalitatea va sprijini în continuare din toate punctele de vedere echipa de fotbal SCM Pitești, a declarat viceprimarul Cornel Ionică. Mai mult, a mai spus edilul, sperăm să luăm brandul FC Argeș pentru echipa de fotbal ce joacă în Liga 3-a. Facem toate eforturile și nu ne pregătim de duș, că mi-a colandat mână liberă celor care se ocupă de echipă. Am adus oameni, am adus părinte mea, care nu mă amează, nu mă amează satisfacția să știe s-a avut un jucător de foarte mare valoare în România. Acum unul dintre jucători cu dintre antrenori cu licență pro se ocupă de echipă de fotbal și mancă. Deci asta este preocuparea noastră, condiții maxime și Este lăudabilă intenția municipalității, însă nu trebuie să se uite faptul că nu obținerea brandului e problematică, ci inexistența unui management adecvat al clubului de fotbal. Lipsa unor oameni competenți în materie de organizare a dus la absența Piteștiului din prim planul fotbalului românesc. Tragerea la sorți a sferturilor Cupei României la basket masculin a avut loc astăzi. BCM-ul Pitești va întâlni pe UBT Cluj într-o dublă manșă. Astăzi, la sediul Federației Române de Basket, a avut loc tragerea la sorți pentru sferturile de final ale Cupei României. BCM-ul Pitești va întâlni pe UBT Cluj-Napoca. Turul se desfășoară la Pitești pe 4 ianuarie 2016, urmând care turul să se dispute pe 9 ianuarie la Cluj. Iată și tabloul complet al sferturilor de finală. Câștigătoarele acestei faze vor accede în final forul competiției programat în aprilie 2016. Până atunci, BCM-ul Pitești joacă duminică de la ora 18 o nouă partidă din Liga Națională acasă cu Energia Târgu Jiu. Cerul va fi temporar noros și, mai ales în primele ore ale zilei și noaptea, izolat va fi ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura aerului, puțin mai ridicată decât în mod normal la această dată, va avea valori maxime cuprinse între 6 și 10 grade și minime între minus 3 grade și 3 grade. La munte, cerul va fi temporar noros, însă doar izolat va fulgui. Pe văi, pe arii restrânse, va fi ceață. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe creste. Temperatura aerului va avea valori puțin mai ridicate decât în mod normal la această dată. Acestea au fost știrile, nu uitați, în fiecare zi ne puteți urmări și pe site-ul nostru absolutv.ro. Pentru a ne semnala evenimente ne puteți contacta la numărul de telefon 0348 730 980. Sunt Simona Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!